Domnului vom învăța o lecție astăzi. Uh, un, o lecție care ne va scutura un pic. Iar dacă cineva crede că există vreo săgeată în direcția cuiva, sunt drept asupra mea. Uh, vreau ca lecția să fie și pansament pentru problemele noastre, și am o rugăminte. Dacă cineva va vrea să pună o întrebare, chiar din detalii, să rețină detaliile, dar acea întrebare să fie la lecție, nu colaterală că ai spus ceva sau nu știu, mă rog, experiența trecută mă îndreptățește spre aceste... Nu. Lecția este a fratelui Ken, este făcută anul trecut, se numește Cum să ne menținem în iubirea perfectă, și o folosesc sub rezerva dreptului de autor, și are ca suport biblic uh, FSN, nu, pardon, Filipeni 3 cu 14. Alerg spre țintă pentru premiul Chemării Cerești a lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Noi toți știm că ținta reprezintă iubirea perfectă și aceasta este acceptată de către toți frații noștri. Fratele Rusel a spus că toți dintre noi trebuie să ajungem la țită cât de repede putem în viața noastră creștină. Reprintru 5082, fratele Rusel spune așa, Noi nu vorbim acum doar fraților bătrâni de adunare, ci tuturor din adunare, despre a, păstra, a ajunge și a ne păstra în iubirea perfectă. Și el a spus că pentru unii din adunare vor fi necesari 10 ani, pentru alții 20 de ani, pentru alții 30 de ani să ajungă la acea țintă și mulți nu vor ajunge la ea niciodată. Am spus reprintul 5082 fratele îl observă, țin, observă ținta din două puncte de vedere. Unul este a obține iubirea perfectă din punct de vedere a intenției inimii și doi, cristalizarea acestei iubiri perfecte. Fratele Rusel descrie ținta iubirii perfecte astfel. Unul este iubirea perfectă pentru Dumnezeu, adică a face și a îndrăzni totul în serviciul său. Doi, o iubire perfectă pentru frați, care ne îndeamnă să ne dăm viața în serviciul său. Și trei, iubire perfectă pentru lume, chiar și pentru dușmanii noștri, care ne va îndemna să le facem bine celor care nu ne iubesc și care vorbesc lucruri neadevărate despre noi, care spun tot felul de lucruri rele despre noi. Să observăm cele trei puncte de iubire perfectă. De obicei, când ne gândim la iubirea perfectă, ne vine în minte iubirea pentru frații noștri și pentru dușmanii noștri, dar asta este numai a doua și a treia parte. Trebuie să înțelegem și prima parte, iubirea perfectă pentru Dumnezeu, și aceasta va fi dovedită prin dorința de a face și a îndrăzni totul în serviciul său. Și în serviciul său ne arată iubirea perfectă pentru Dumnezeu, dar nu include serviciul în folosul fraților deoarece aceasta este inclusă în categoria a doua a iubirii perfecte. Și aceasta este foarte importantă, dar serviciul despre care El vorbește aici, care arată iubirea noastră pentru Dumnezeu, este serviciul în proclamarea adevărului în mod public. Deci, la public. Astfel, împlinind pilda greului și și în împlinirea versetului din Isaia 52, cu 8, unde membrele picioare stau pe vârful muntelui, aducând vești bune de pace care spun, Dumnezeul tău împărățește. În Isaia 41 citim, Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Un creștin care ajunge la țintă este un creștin adevărat. Și un creștin adevărat așa iubește pe Domnul că el se va bucura de intimitatea vieții de rugăciune cu Domnul său el așa de mult iubește pe Domnul încât el va fi sincer și onest față de votul său de consacrare și de ipotecile sale încât să fie capabil să sacrifice totul în serviciul Domnului. El nu va cunoaște oboseala de zi cu zi a serviciului în munca secerișului. Și al doilea, un creștin adevărat va iubi pe toți frații săi. Această iubire pentru frați nu va cunoaște limite în sacrificiu, și în inima lui va sângera pentru bunăstarea Sionului, față de toți frații, indiferent că el este de acord cu noi sau nu. Un adevărat creștin nu va murmura, nu răbufnește, nu se va împotrivi cuvântului lui Dumnezeu și nici a fraților. Al treilea, iubirea lui va sta gata să ajute pe toți oamenii și în fiecare zi, dacă va auzi sau va vedea lucruri josnice pe care omenirea le face, inima lui va sângera și se va ruga atunci ca împărăția să vină cât mai repede și voia lui Dumnezeu să se facă pe, pe pământ ca și în cer. În Apocalips 7 citim că Domnul ține cele patru vânturi de pe arena mondială până ce toți sfinții sunt pecetluiți. Vânturile războaielor au început să sufle încă din 1914 și de atunci încoace Domnul ține aceste vânturi, adică anarhia mondială, până ce sfinții nu sunt complet pecetluiți. Și au trebuit mulți ani din 1914 și biserica nu este încă completă. Noi am putea spune că noi, ca parte din mișcarea studenților Bibliei, trebuie să nu facem ceva greșit. Cu toate acestea, unul aici, altul dincolo, ajunge la ținta iubirii desăvârșite și își cristalizează caracterul în iubire. Acum un cuvânt de încurajare legat de atingerea acestei ținte a iubirii desăvârșite a inimii. Scriptura ne arată că noi trebuie să atingem iubirea perfectă, dar noi trebuie să o și ne menținem această iubire perfectă. Efesen 6 cu 13, de aceea a luat toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce are și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit toate. Să stăm aici nu este în sensul leneviei, ci în sensul de a menține iubirea perfectă în toată activitatea care se cere să ajungem la acel punct. În Coloseni 4 12, același gând. Pentru ca să fiți desăvârșiți și cu totul sigur în toată voia lui Dumnezeu, adică în responsabilitatea doctrinară, în responsabilitățile serviciului Domnului, în responsabilitățile dezvoltării caracterului nostru. În Efesen 4,11 ni se arată relația dintre doctrină și caracter în această dezvoltare a iubirii perfecte. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea templului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la măsura staturii prinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii aruncați și duci Încoace și încolo, de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin și retenia lor, în uneltirea rătăcirii, ci spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate până la cel care este capul, Hristos. Aici, Apostolul Pavel ne spune că toți trebuie să ajungem la unitatea credinței ca să putem ajunge la statura unui om matur în Hristos, Isus. Noi credem că această unitate de credință. Este adevărul din fiecare perioadă a Bisericii care este necesar pentru a ne face cămarea și alergarea sigură. Iar din versetul 14 învățăm că stabilitatea în doctrină este o parte din maturitatea creștină, așa ca să nu fim purtați încoace și încolo de orice vânt de doctrină. Iar în versetul 13 învățăm că doctrina este fără importanță dacă nu face ceva pentru noi și în noi, și cu noi, pentru ca noi să ajungem la unitatea credinței până ce atingem statura de om matur, a plinătății lui Hristos. De această iubire perfectă trebuie cristalizată în noi. Cei care vor rămâne credincioși vor fi răsplătiți cu natura divină, adică nemurirea. Și eu m-aș gândi și vreau să înțeleg ce se va întâmpla când cei o mie de ani din viacul milenar se vor sfârși. Domnul poate ne va spune, vreau să te duci pe acea planetă care este la 100 de mii de ani lumină departe și vreau să începi pe ea o lucrare planetară pe acea planetă. Voi știți ce s-a întâmplat cu Satan când a fost departe de Domnul? Oare noi vom fi loiali Domnului pentru toată eternitatea? Da, Domnul trebuie să știe că noi vom fi complet loiali înainte ca El să poată să ne răsplătească cu natura divină. Apoi, de ce noi trebuie să ne cristalizăm iubirea perfectă? Să ne gândim la munca împărăției și majoritatea dintre noi credem că faza finală a necazului nu va începe până când Biserica nu va fi completă. Așa că noi vom domni cu Hristos arătând răzbunarea lui Dumnezeu în acea fază finală a necazului. Oare de unde vom putea noi să dezvoltăm dreptatea, să executăm această răzbunare peste națiuni în acel timp? Da, cu adevărat, a patra pătrime este iubirea desăvârșită și trebuie atinsă și menținută. Dar, fraților, să ne uităm la observațiile fratelui Russell de multe ori. Iubirea este lipsită de valoare dacă nu este prima bazată pe dreptate. Dreptatea prima, apoi iubirea. Și avem multe ilustrații în acestea. Vă spun numai una. Presupunem că mergem la o convenție și în drum spre convenție trebuie să ne abatem cam 100 de kilometri ca să putem lua pe o soră sau un frate să venim înapoi până la drumul nostru încă 100 de kilometri și apoi să ajungem la convenție. Acesta ar fi un sacrificiu frumos de iubire din partea ta. Dar la convenție ai începe să vorbești cât de cât ceva rău sau nedrept despre fapta care ai făcut-o. Ar fi bine pentru tine? Cu siguranță nu. Oare ce crezi că Domnul ar gândi despre marele tău sacrificiu de o aduce pe sora sau pe fratele la acea convenție? Nimic. Absolut nimic. Iubirea trebuie să fie prima dată bazată pe dreptate. De ce trebuie ca noi să cristalizăm iubirea perfectă? Oare v-ați gândit vreodată că în împărăție îi se va da fiecăruia 100 de ani, chiar dacă ei nu vor face progres deloc? Li se va da 100 de ani înainte ca să poată fi tăiat de la viață? De unde o să avem noi această răbdare? De unde o să luăm noi această compasiune? De unde o să luăm noi simpatia necesară? Un mijloc de a căpăta răbdare este prin experiențele noastre, în familia noastră, la locul de muncă și în adunările noastre. De multe ori, îndurând despărțiri între frați, bineînțeles, cele care sunt făcute în spirit bun sau îndurând dureri fizice sau boli sau chiar prigoniri. Pavel a spus în 1 Corinteni 13, iubirea este îndelungă răbdătoare, iubirea îndură toate lucrurile, iubirea rabdă toate. De unde o să luăm noi spiritul iertării ca să putem exercita această iertare în acei 100 de ani, chiar dacă nu se va face niciun progres? Vreau numai să aduc câteva puncte despre iertare. Și aici vorbim în relația noastră unul cu altul, nu intrăm în problema iertării problemelor mai mari, nu a unei judecăți, a adunării sau a ceva rău, moral. Iertare înseamnă a elibera de pedeapsă sau a înceta să mai ai resentimente pentru cineva care te rănește. Prima dată trebuie să înțelegem ce este o ofensă. În reprintul 2296, fratele Rus îl spune Observă că ofensele ar trebui să nu fie considerate ca ofense dacă sunt probleme mărunte între frați. Singurul lucru care trebuie să fie considerat ca ofensă între frați este ceva pe care noi putem dovedi că a fost intenționat, premeditat și făcut cu voia. Ceva ce fratele nostru a făcut cu intenție împotriva noastră să ne rănească. Acum, de câte ori fratele nostru ne-a ofensat din acest punct de vedere? De câte ori postul demonstra că fratele tău te-a rănit intenționat? Fratele Rusel a spus că orice altceva este trivial sau de mică importanță și trebuie uitate pe loc. După această definiție. 95% din lucrurile pe care frații noștri ni le fac nouă și ne rănesc, de fapt, nu sunt ofense. În Luca 17 cu 3 este o altă zonă de iertare. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori pe zi se întoarce și zice, mă pocăiesc, tu trebuie să-l ierți. Reprintru 4978. Fratele Rusel spune că sunt doi pași care noi trebuie să-i facem înainte ca să așteptăm ca un frate să se pocăiască. Unul, trebuie să-l mustrăm. Ah, aici ne pare bine la toți. Dar ni se spune cum trebuie să-l mustrăm. Amabil și iubitor și numai cu aluzie că el ne-a ofensat. Ne-am gândit noi la o mustrare de acest fel. Amabil și iubitor să-i spunem fratelui nostru că ne-a ofensat. Și mai departe, pastorul spune că dacă noi nu facem acest pas din Matei 18, nu putem să așteptăm ca fratele nostru să se pocăiască. Sunt multe alte lucruri în Luca 17 și nu vom intra acolo pentru că noi vrem să arătăm relația noastră unul cu altul. Vrem să terminăm gândul nostru cu Coloseni 3 cu 13. Îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă unul are să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos așa iertați-vă și voi. În volumul 5, fratele Rus îl face o mare deosebire între a scuza și a ierta. Și apoi el observă că pentru poziția lui Jehova, el nu poate scuza păcatul. Dar Domnul Iisus pentru poziția ta sa, el poate ierta păcatul. Găsiți acest lucru în, la pagina 462. Răscumpărarea nu este iertare, o lecție spre sfârșitul. Așa. Și mai departe, observa că nu este cuvânt în Noul Testament pentru a ierta, ci este numai unul care apropie și vrea să însemne ca în Coloseni 3 cu 13. Iertați-vă unii pe alții așa cum v-a iertat Hristos. Și pastor, pastorul observă că acest cuvânt în limba greacă înseamnă a ierta liber. Deci, atunci când suntem afară de acea mică zonă, unde noi putem demonstra că fratele nostru a intenționat să ne rănească, noi trebuie să continuăm să iertăm liber pe fratele nostru, așa precum Hristos ne-a iertat pe noi. Așa precum spune Apostolul că dragost, Petru, că dragostea acoperă o mulțime de păcate. Și încă o dată vreau să mai amintesc că nu discutăm despre iertare unde sunt implicate lucruri grave, unde adunarea trebuie să ia decizii și să facă judecată și cum trebuie să aibă de-a face cu frații în greșeli mari. De ce trebuie noi să ne cristalizăm iubirea perfectă? Știți că în împărăție, când vom avea de a face cu oamenii și când într-o zi ei vor face rău și sunt complex ignoranți că n-a făcut un rău. Și atunci noi va trebui să arătăm compasiune și simpatie pentru ei. Apoi mai târziu ei pot face ceva rău cu toată știința, știind bine că este rău. Și în acel moment noi trebuie să intervenim și să exercităm judecată, corectare și disciplină. Oare unde vom avea noi, aceast... vom învăța această balanță delicată a compasiunii și a dreptății? Un loc este în adunările noastre. Reprintru 5960. Acolo se spune, și observă că au fost multe probleme în adunări în acel timp. Și motivul a fost că ei au practicat în adunările administrative iubirea și apoi dreptatea. Adică o iubire care este bazată pe dreptate. Și el spune că atunci când ajungem la problema de a vota în adunare pentru bătrâni, că iubirea este luată în considerare acolo. Adică ce simți tu pentru acel individ? Dar trebuie ca principiile adevărului și dreptății să fie luate în considerare. Și să votăm pe baza dreptății. Dar trebuie să exercităm iubire și mai multă iubire pentru cei care votează diferit față de noi. Chiar și față de fratele care n-a votat pentru noi. Dar când este vorba de calificarea pentru servitori, dreptatea prima dată și pe urmă iubirea. Și de unde vom lua noi acel amestec delicat de a ști când să administrăm compasiune în împărăție și când să administrăm dreptatea? Și unul din cele mai bune moduri și cel mai eficace a învățării și dezvoltării compasiunii și simpatiei este a îndura acum când nu suntem înțeleși și apar neînțelegeri între noi și în relațiile noastre unul cu altul din adunări și discuții și mai mult din mișcarea studenților Bibliei ca un întreg. De multe ori, lucruri pe care le spunem și le facem sunt corecte și bune și vor fi neînțelese și interpretate greșit sau ca ceva rău. Lecția 1. Numai atunci când suntem judecați greșit, când suntem neînțeleși de frații noștri, atunci numai începem să înțelegem cât de distorsionată este natura umană, noi fiind incluși în ea. Și numai atunci începem să înțelegem cât de des nu ne-am înțeles frații. Și că am luat binele fratelui drept rău. Lecția 2. Vă îndemn fraților să nu vă petreceți viața și timpul vostru prețios clarificând neînțelegerile dintre voi. atunci când nu suntem înțeleși, este cel mai efectiv mod de dezvoltare a sensibilității iubirii și a compasiunii și a simpatiei. Deoarece în aceste condiții noi învățăm detalii ale naturii umane căzute, atât în noi cât și în frații noștri, pe care nu le-am putea învăța în niciun alt mod. Aș vrea să citesc, să citesc da, un citat din reprintul 5154. Cei care stau la țintă vor fi capabili să îndure cel mai mult și aceștia vor fi cei mai sever încercați. Luptele severe atacă pe aceea care sunt la țintă. Singurul mod în care noi ne putem cristaliza iubirea perfectă este prin încercări, suferințe și ispite. 1 pentru 4 cu 12. Nu vă mirați de prigonirea ca de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi să vă încerce. Ca și cum vi s-ar întâmpla ceva neobișnuit. Fratele amintește că lui îi place o altă traducere care spune așa: Nu vă uitați la experiențele voastre grele ca la niște intruși, ci primiți-le ca și pe prieteni. Atunci când suntem copii în Hristos la început, nu vedem nevoia lor și ne plângem atunci când experiențele vin în viețile voastre. Le primim ca intruși în viața și în felul nostru de viață. Vedem necesitatea lor, dar vrem să le evităm și strângem de dinți pentru a le îndura. Dar creștinii maturi le vor spune bun venit acestor experiențe și le vor primi ca și prieteni. Trebuie să fie controverse doctrinare, trebuie să fie neînțelegeri în frățietate, în familii, la locul de muncă. Trebuie să fie conflicte de personalități, trebuie să fie durere fizică, suferință. Pentru creștinul matur, experiențele trebuie să devină un mod de a trăi zi de zi. Ați simțit vreodată că sunteți pe punctul limită gata să cedați într-o anumită experiență? Ei bine, undeva pe parcursul drumului va trebui să ne dezvoltăm până la punctul ca să putem merge la Domnul în rugăciune și să-i spunem, Doamne, dă te rog, răbdarea să îndur și să trăiesc cu acest punct de limită unde sunt gata să cedez atât de mult cât vei vedea tu de cuvință că este necesar pentru mine. De unde s-a așteptat fratele Russell la experiențele care vor cristaliza iubirea perfectă? De unde s-a așteptat el să vină? Reprintru 4208 mulți ani au fost plini de durere pentru mine, spune fratele, și au avut un efect sobru pentru mine. Deși au fost scrise în anul 1908, la punctul când controversele doctrinare au fost pe culmea lor privind legămintele și la faptul dacă biserica participă la jertfă pentru păcat și pentru că azi a trecut așa de mult timp din istoria secerișului, nu credem că înțelegem pe de prin ce s-a întâmplat atunci și acolo. Dar testele doctrinare au fost așa de severe încât cei mai mari susținători și bătrâni ai fratelui Russell s-au separat de el. A fost o severă diviziune în mișcarea adevărului în acel timp. Fratele Russell a mutat sediul turnului de veghere de la Elgeny, la New York, la Brooklyn, în 1909. Și știți ceva, fraților? Adunării din Brooklyn i-a trebuit șase luni până să ajungă la convingerea să-l poată alege ca bătrân de adunare pe fratele Rusel. Un bătrân de adunare din timpul acela, spune fratele, mi-a spus că în acel timp fratele Rusel a luat o hotărâre foarte puternică pentru a se studia volumele în adunări. Și bătrânii din Brooklyn s-au împotrivit cu vehemență la studiul volumelor. Ei au vrut doar studii din Biblie. Și le-a trebuit șase luni până să se pună în fața adunării și să-l aleagă pe fratele rusele ca bătrân de adunare. Eu însum, ca un bătrân, nu voi intra în această dispută dacă să studiem volumele sau Biblia. Ceea ce am spus aici este numai o istorie a acelei atmosfere din acel timp. Și despre această atmosferă, din timpul fratelui Rusu, vorbește despre testul care va dezvolta în noi iubirea perfectă. El spune, anticiparea noastră este că marele conflict care va cuprinde în final omenirea și care va sfârși în anarhie și care va răsturna orice lege și ordine va începe cu biserica, va începe cu cei consacrați, cu cei sfințiți, cu cei luminați. Oare nu ne-a avertizat pe noi Domnul că în toate lucrurile judecata începe de la casa lui Dumnezeu? 1 Petru 4 cu Cu siguranță trebuie să înceapă cu aceia care sunt pe cea mai mare înălțime, cu lumina, cunoștința și privilegiile. Suntem noi pregătiți pentru aceste experiențe, care dacă va fi cu putință vor încerca să ispitească Chiar și pe cei aleși? Noi încă credem că textul va fi pe linia iubirii perfecte. Iubirea și egoismul sunt cele două mari puteri care mișcă lumea și pe fiecare individ în ea. Am văzut deja că egoismul care va răsturna în curând lumea va însemna lipsa de iubire în așa măsură încât Scriptura declară că mâna fra unui frate va fi împotriva fratelui. Și nu va fi pace nici pentru cel care intră, nici pentru cel care iese. Zaharia o Aceleași condiții de lucru trebuie așteptate și în biserică. Limba fiecăruia împotriva vecinului său, mâna fiecărui frate împotriva altui frate în domnul. Trebuie ca mânia și răutatea, invidia, certurile să fie permise să copleșească Biserica lui Hristos? Ar putea asemenea lucruri. Să aibă putere de influență asupra acelora care au cunoștință de adevăr? Noi suntem de părere că tocmai aceste condiții trebuie așteptate. Se pare că nu este suficient ca test pentru noi de a fi urâți de toți oamenii din cauza numelui meu, ci noi trebuie să fim testați de mânia, vorbirea de rău și presupunerea de rău de la cei care au mâncat cu noi în aceeași farfurie de cei care au participat cu noi la masa bogată a binecuvântărilor divine, la masa Domnului, care s-au ospătat din aceeași hrană spirituală. Ah, dacă acesta va fi așa, atunci noi trebuie să ne așteptăm pentru zilele de sfârșit a Bisericii, Corpului Hristos, cu experiențe nu diferite de acelea pe care le-a avut Domnul Iisus în Ghețimani, care au fost unele dintre cele mai grele. Gândiți-vă doar la sărutul lui Iuda. De ce ne întrebăm și de ce sunt necesare aceste controverse? De ce cădem în disperare, în probleme de doctrinare? Mai degrabă, fraților să le primim ca prieteni, ca posibilități de a putea dezvolta iubirea perfectă pentru toți frații noștri, pentru aceia care sunt de acord cu noi sau cei care nu sunt de acord cu noi. În reprintul 4154 citim Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți sta în ziua ce are ea și după ce ați făcut toate să puteți sta. Logica acestei situații implică că în timpul celor câțiva ani, imediat care ne stau în fața noastră, vor fi cele mai severe încercări și cele mai subtile experiențe a iubirii noastre. 1. Pentru Dumnezeu, ca reprezentanți a iubirii sale, pentru adevăr și pentru onoarea numelui său. Și în paranteză, și pentru onoarea numelui său, eu cred că este în a respecta pe aceea pe care Domnul îi folosește să dea adevărul său prezent. 2. Iubirea noastră pentru frații Domnului. 3. Iubirea noastră pentru dușmanii noștri. Și ori de câte ori frații de la care se aștepta atât de mult devin dușmanii noștri, atunci aceste teste ale noastre de iubire perfectă vor fi mult mai severe. În aceste experiențe și controverse, în frățetate, Domnul va permite tot felul de ispite, și aceste experiențe de vindere vor avea unul sau două efecte. 1 dacă noi exercităm greșit și vom practica slăbiciunea cărnii, aceasta va detrona iubirea noastră perfectă. Și dacă vom fi biruitori în acea experiență specifică, noi vom dezvolta roadele Spiritului și aceasta ne va cristaliza iubirea perfectă. Vrem să ne uităm un pic la unul din motivele majore în care putem cădea de la iubirea perfectă, Chiar și după ce ne-am cristalizat această iubire perfectă. Și aceasta este imaginea lui, cu Moise. Ne amintim cum Moise a fost instruit de Domnul, la un timp al vieții sale, să lovească stânca ca să poată ieși apă pentru popor. Noi înțelegem din acea lovire, cum i-a spus Domnului Moise, că acea lovire a stâncii cum trebuie lovit Hristos ca să ia o dată, doar o dată, pentru a curge apa vieții pentru Israelul antitipic. Dar cu altă ocazie, Domnul i-a spus lui Moise să vorbească stâncii ca să dea apă. Dar ce a făcut Moise? Și aceasta a fost cu puțin timp înainte de intra în pământul promis. Moise a mers la stâncă și a lovit stânca. Și pe deasupra a mai spus, voi răzvrătiților. Oare noi trebuie să fim ca și Moise să lăsăm complet pe Domnul din imagine? Trebuie noi să lovim stânca? Pentru un moment Moise a fost cuprins de mândrie. El l-a scos pe Domnul complet din imagine. A stricat tipul acela. Fratele Rusel sugerează că Moise nu a fost satisfăcut să vorbească stincii pentru că el a fost voit să facă un spectacol mare autorității sale personale. Și rezultatul a fost că Moise, acela care a trăit atât de credincios Domnului în numele națiunii, acel mare uriaș al credinței, nu a intrat în țara promisă. Aceasta arată că noi, ca și creștini maturi, putem fi atinși de mândrie și noi să, putem in... să nu putem intra în țara promisă ca răsplata noastră. Așa ca și pe noi, după ce Domnul ne-a binecuvântat așa de bogat în serviciul său, după ce ne-a binecuvântat cu o mare cunoștință a adevărului prezent și după ce a perfecționat iubirea în noi, acum suntem tentați să avem o gândire înaltă despre noi, cu mult mai mult decât ceea ce suntem. Știți ceva, fraților? Cam 80% din problemele studenților Bibliei sunt din cauza bătrânilor de adunare. Pentru că noi bătrânii ne luăm pe noi prea în serios. Acum patru ani am spus că 70% din aceste probleme sunt cauzate de bătrâni. Dar un frate a venit la mine și a spus, frate, ai greșit, că 90% sunt cauza acestor probleme. Oricum eu cred că bătrânii sunt testați special. Credem noi ca bătrânii Că avem autoritatea să facem un punct din adevăr ca să credem că noi avem vederea cea mai corectă cu privire la profeții? Credem noi că oare ni s-a dat o misiune să convingem pe toți frații cu privire la anumite puncte de adevăr? Ne bucurăm noi așa de mult să dăm discursuri, așa încât dacă ni se dă ocazia să vorbim cât mai des și peste tot, dar putem avea toate acestea și să fim în poziție să le avem? dar ar fi complet nepotrivite pentru un bătrân de adunare. Dar aceste condiții pot fi de asemenea făcute din mândrie. Nu putem judeca frații noștri. Ne putem judeca noi pe noi înșine. Și a ne judeca noi pe noi trebuie un alt test de mândrie pentru bătrân, este așa cum Moise a vrut să facă o demonstrație de putere și autoritate. Fratele Rusel a observat că aceasta poate fi pentru noi un test Poate fi dorința de a vorbi mult, dar mai poate fi și un spectacol de pretenție. Știți, este foarte ușor pentru noi vorbitorii să insinuăm că noi am ajuns la un standard de dezvoltare pe care noi știm bine că nu l-am atins. De ce spun eu aceste lucruri despre bătrâni? Pentru că eu însum sunt bătrân și eu iubesc pe bătrânii mei confrați. Și când punem toate scripturile împreună cu responsabilitățile bătrânilor, pot numai concluziona că, poate, procentual foarte puțini bătrâni își vor face chemarea și alergarea sigură comparativ cu alte grupuri de frați. Haideți cu seriozitate să ne considerăm poziția noastră. Acum, testul mândriei pe care toți dintre noi îl poate avea am apreciat noi cum se cuvine ajutorul Domnului? Oare ne mai uităm noi spre Domnul să ne ajute în toate lucrurile mărunte, în toate detaliile de serviciu în viețile noastre, precum obișnuiam să îl facem la început? Sau am devenit noi așa de confidenți în abilitatea noastră că nu mai avem acea viață intimă de rugăciune cu Domnul, cum înainte obișnuiam să mergem la El cu orice problemă mică în trecut? să ne amintim că atunci când am fost mici în ochii noștri am fost așa de dependenți de Domnul. Haideți, fraților, să rămânem mici în ochii noștri. Credem noi că standardul noi creaturi a cunoaște este așa de mare încât atunci când auzim un discurs sau o experiență care pare că este diferită de a noastră, o anulăm, zicem că este imatură, este greșită. Nu este importantă, nu trebuia predica asta aici. Sau căutăm noi, din cauza maturității noastre, ca alți să ne estimeze? Vedem, sunt multe căi care pot fi umile, prin care noi putem fi, căuta ca alții să ne estimeze. De ce dorim noi să trăim împreună cu alții? Pentru noi, vrem să fim apreciat și lăudați de ei. Galaten 4,15 Pavel vorbește, de aceea care se agită în jurul tău. De ce? Ca tu, în interiorul tău, să te ajuți pentru el. Care este atitudinea noastră față de orice serviciu și în orice loc? Căutăm noi să ne vedem cât suntem de proeminenți și cum suntem văzuți? Oare ne bucurăm noi de acele servicii în folosul fraților, ca și de serviciile obscure în care nimeni nu ne vede? Putem noi să stăm într-un studiu liniștit? și să tăcem și să ne bucurăm cum alții spun un gând pe care tocmai noi am vrut să-l spunem la acea întrebare și să ne bucurăm că adevărul a fost spus în acel punct? Oh, fraților, sunt așa de multe lucruri de care putem vorbi. Un alt posibil test de mândrie pentru frații noștri mai bătrâni și aceasta se leagă de pasul dintre generații. Fiecare generație de studenți ai Bibliei, reinterpretează idealurile de consacrare și de asemenea se reinterpretează ce înseamnă principii și ce este tradiție. Ca urmare, unii dintre frați mai în vârstă, care nu pot să facă față la acestea, ei spun atunci așa, oare câți dintre acești frați tineri pot fi concepuți de spirit? Vrem acum numai câte cuvin câteva cuvinte pentru acest fraț mai bătrâni când eu și voi am fost tineri, câțiva ani mai de mult, au fost și atunci frați mai bătrâni, care au pus la îndoială conceperea noastră de spirit. Haideți să fim conștienți să nu cădem și noi în aceeași cursă. Acum un cuvânt pentru frații noștri tineri. Să luați în serios ceea ce voi poate considerați tradiție și pe care simțiți că nu este obligatoriu sau ceva care să vă lege poate de celălalt frate care prețuiește acel punct mai tare. Un exemplu. Știu, tinerii în adevăr sunt puțini la număr. În adunări și atunci când ajungeți la o convenție, vreți să vă petreceți cât mai mult timp cu ceilalți tineri. Atât de mult cât se poate. Dar cât timp petreceți împreună pe hol sau oriunde în timpul discursului? Pentru alții o problemă de disciplină, iar pentru voi ar fi o problemă de tradiție. Dar încercați să înțelegem cum se simți alții. Și evaluați complet ce poate fi considerată tradiție și cum să aveți de-a face cu ea. Și un lucru mă face foarte trist pentru frații tineri, și anume că ei nu au avantajul pe care noi l-am avut, și anume acea conexie între fratele rusel și noi. Nu, noi nu am trăit în timpul fratele Rusel, dar noi am cunoscut atâția frați care au trăit în acea perioadă cu fratele Rusel. Și de la ei am învățat lucruri care sunt așa de prețioase, care ne-au inspirat și schimbat viața noastră de creștini. Pentru că ei ne-au dat o licărire din spiritul mișcării săcerișului din acele zile. Dar totuși, voi aveți ceva care este foarte, foarte prețios, ceea ce noi înainte nu am avut. Aveți cele șase volume și reprinturile scrise de fratele Russell. Eu știu că pentru o minte modernă este greu să citească o frază sau un paragraf lung, sau paragrafe care sunt pe două pagini și jumătate. Dar așa a fost stilul de scriere din acele zile. Dar noi respectăm agențiile pe care Domnul le-a folosit pentru a da hrană la timp potrivit. Și noi putem fi inspirați de aceste idealuri care au intrat în mișcarea adevărului. Vrem să ne amintim cu toții ce a spus Ieremia despre inima omului că este foarte înșelătoare. Să ne amintim, deci, de toate aceste ispite de mândrie pentru creștinii maturi și cât de repede putem merge în direcția greșită. Fraților, să ne menținem inima curată întotdeauna să continuăm să ne lăsăm umil în mâna lui Dumnezeu. Și aceasta putem, o putem face să punem pe Dumnezeu primul și euul nostru ultimul. Dacă punem euul nostru primul, vor, suntem înșelați. Să nu supărăm Spiritul Sfânt, să nu stingem Spiritul Sfânt. Să ne ținem inimile delicate, să ținem dorințele cărnii departe și să nu ne atace atace delicatețea inimii și impresiile sensibile despre adevăr. Aș vrea să închei cu o simplă ilustrație. <coughs> Unii dintre noi au cămine în care fac foc. Și seara ne punem și stăm acolo. Și acolo înainte de a ne retrage pentru culcare, mulțumim lui Dumnezeu în fața căminului de foc. Și dimineața găsim un butuc de lemn care este încă în foc, dar când îl atingem cu fierul, acest buștean se sfarmă, pentru că nu a rămas nimic în... înăuntru. Rugăciunea mea pentru voi este ca să, în acest fel să ne consumăm toți în munca Domnului, căci atunci când va veni timpul vom fi răsplătiți de către El. Amen.